Președintele Consiliului Județean Vasile Iliuță, însoțit de conducerea SC Drumuri și Poduri, a prezentat utilajele pregătite pentru programul de dezăpezire. Dacă în anul 2016 drumarii acționau cu 18 utilaje proprii, în 2019 numărul acestora se ridică la 29. Împreună cu Drumurile Județene Societatea Consiliului Județean, am venit, să spunem, cu Direcția de Infrastructură a județului, care le confirmă, să spunem, prestațiile de serviciu, să facem inspecția și să vă arătăm ce s-a întâmplat la drumul județene într-o perioadă de mandat. Aș spune, e ultima, să spunem, iarnă în mandatul de președinte pe care am preluat în 2016 și de aceea cred că ar trebui să facem și un bilanț la ce s-a întâmplat în cei 4 ani de mandat, să spunem, a patra iarnă pe care am petrecut-o și împreună cu dumneavoastră am făcut, să spunem, acea inspecție la început de iarnă. Aici cred că drumurile județene ar trebui să ne facă o trecere revistă, să ne prezinte utilajele care au intrat în dotarea drumurilor județene în ultimii 3 ani de zile și de ce să nu spunem, să mergem să facem și un bilanț, avem o altă zonă unde vă invităm, să facem un bilanț la ce s-a întâmplat de la preluarea mandatului până astăzi, câte drumuri județene asfaltăm și câte drumuri județene asfaltăm astăzi, asta va fi într-un bilanț. Așa că, domnule director Cristian Nițu, te rugăm să ne prezinți parcul de utilaje. Deci, în ultima perioadă s-au achiziționat, în primul rând, freze performante pentru curățarea drumurilor, apoi tractoare la fel de performante, John Deere, dotate cu lame și cu sărărițe pentru menținerea carosabilului uscat și mai avem în dotare 2 vole la fel foarte performante pentru intervenție în caz de viscol. După cum vedeți, în spatele meu sunt utilajele. Acestea 2 sunt bătrânicile noastre, care sunt în stare de funcționare foarte bună, dar care au consumuri foarte ridicate de combustibil. Le ținem în caz de forță majoră, vom interveni cu ele. Asta e 60. 60. Da. Sunt americane, da? Nu, rusești. Rusești, din cel mai de la est. Sunt mai de la est. Da. Nu, sunt funcționale, sunt ok. Haideți să facem o trecere în revistă, da. să facem o trecere în revistă. Sunt cele 2 freze Ural, nu? Deci astea sunt zilurile. Să ne prezinte puțin astea 2. Mercedes, deci cu motoare Mercedes foarte puternice, performante. Le-am achiziționat în Austria, au lucrat pe un aeroport în Austria. Nu le pornește? Sper să... Nu, băieți, unde sunt? Hai băieți, porniți-le.